După cum a fost anunțat, astăzi va avea loc ședința coordonare din luna lui mai, pe 31 mai, și în luna aceasta. Ordinea de zi, am să rog pe domnul secretar să o citească. Da, sigur. Și ne comunicați și ce a fost suplimentat pe ordinea de zi astăzi. Sigur. Domnilor consilieri, bună ziua! În conformitate cu dispoziția numărul 111 din 25 mai, numărul Comunei Lăchești a convocat Consiliul Local în ședință ordinară, conform articolului 39 aliniatul din 1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, având pe ordinea de zi următoarele puncte: aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27 aprilie 2018. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Inițiator, primarul Comunei Urechești. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Inițiator, primarul Comunei Urechești. La punctul numărul 5. Punctul diverse. O raportare privind activitatea desfășurată de către compartimentul Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2017 și o informare cu privire la principalele activități desfășurate de cadrele postului de Poliție Urechești în anul 2017. Ținând cont că ordinea de zi a fost comunicată anterior inițierii proiectului de hotărâre privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate, în conformitate cu articolul 43 din legea 215 a administrației publice locale, care prevede suplimentarea ordinii de zi, se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Drept pentru care solicit aprobarea de către Consiliul Local a suplimentării ordinii de zi. Cine este pentru? Domnul președinte, în unanimitate, s-a aprobat suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre menționat. Dar este de un... Domnul Măriuțe, ajunge. Bun. Deci 12 voturi. 12 pentru. Aș dori să consiliu Consiliul Local dacă mai sunt alte probleme care nu suferă amânare sau alte situații până la ședința următoare. Deci probleme nu sunt. Prindem la diverse. Am înțeles. Înainte de începerea lucrărilor ședinței, în conformitate cu articolul 42 aliniatul 6 din legea 215/2001, vă supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din 27 aprilie. Voturi pentru. 12 voturi pentru. Sunt anumite aspecte de sesizat, da, asupra întâlnirii procesului verbal. Vă rog. Deci, eu vreau să consemnez următorul lucru. Sunt de acord cu procesul verbal, dacă domnul secretar spune că reflectă realitatea față de înregistrarea televizată. Deci, procesul verbal al ședinței ordinare din 27 aprilie a fost întocmit conform înregistrării efectuate de către televiziunea... Însă, repet, dacă sunt anumite probleme de consemnat, vă rog să mi le consemnați deci, acum, ca să știu să nu, le rectific. Acum nu avem cum, că ar trebui să stăm... Am înțeles. Să pierdem timp. Dar, în principiu, Consiliul Local este de acord. Da, deci eu am spus. Sunt de acord dacă dumneavoastră spuneți că reflectă realitatea. Și a spus că da. Okay. Bun. Având în vedere problemele înscrise pe ordinea de zi, domnul președinte, vă rog să preluați lucrările ședinței. Vă mulțumesc, domnule secretar. Dau cuvânt. Prima dată vreau să terminăm cu Poliția Comunală și Poliția Locală. Îi dăm cuvântul lor ca să facem altă la treabă de făcut. Și să ne prezinte rapoartele de activitate a lor. Domnul șef de post, dacă sunteți pregătit. Domnule primar, domnilor consilieri, stimați colegi asupra de Poliție Locală, dau citire raporte de informare privind principalele activități desfășurate de lucrătorii postului de Poliție Urechești în cursul anului 2017.
În cursul anului 2016, la postul de poliție Urechie s-au desfășurat activitatea număr de 4 lucrători de poliție, care au asigurat ducerea la îndeplinirea atribuțiilor de asigurare a serviciului polițienesc în conformitate cu prevederile legii 360/2002 privind statutul polițistului. În cursul anului 2017, lucrătorii postului de poliție au acționat potrivit programului prioritare implementate la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Bacău, respectiv prevenirea și combaterea infracțiunilor contra patrimoniului, prevenirea și combaterea violenței în familie, prevenirea și combaterea victimizării minorilor. În afara programului stabilit la nivelul inspectoratului, având în vedere poziția geografică și mediul infracțional din comuna Urechești, lucrătorii postului de poliție au acționat și pe linia prevenirii și combaterea furtului de animale și păsări, prevenirea și combaterea furtului din societăți comerciale, prevenirea și combaterea infracțiunilor cu violență, siguranța rutieră, prevenirea și combaterea tăierilor și transportului ilegal de materiale în dos, prevenirea și combaterea delincvenței juvenile. Asigurarea, totodată, fiind asigurat și serviciul de intervenție la evenimentele semnalate prin serviciul unic, apelul de urgență 1-2, în regim 24-24. La sfârșitul anului 2016, era un lucru la nivelul postului de poliție Urechești, numărul de 13 dosare penale înregistrate la poziția autor neidentificații. Iar în cursul anului 2017, au fost sesizate și s-au înregistrat numărul de 18 dosare penale cu autori necunoscuți. În cursul perioadei analizate, s-au soluționat un număr de 15 dosare penale, acestea fiind înaintate pachetul pe lângă judecătoria Onești, cu propuneri legale, rămânând în lucru la finalul anului 2016 un număr de 3 dosare penale cu autor neidentificații. Dintre cele 15 fapte penale sesizate cu ANE înregistrate, ponderea cea mai mare a avut o infracțiune de tăiere și furt de materiale în băs, furturile din locuință și dependențele acestora. Se observă o mai bună organizare din partea autorilor de infracțiuni. Aceștia de regulă acționează în grupuri formate din două sau mai multe persoane cu lider și șef, fapt ce a condus la o investigare mai amănunțită cu sprijinul altor organe de urmărire penală pentru probarea și documentarea întregii activități infracționale și a recuperării în totalitate sau în parte a prejudiciilor cauzate prin infracțiuni. Tot în cursul anului 2017, pe lângă faptele penale cu autori necunoscuți menționate mai sus, au fost sesizate și înregistrate un număr de 42 dosare penale cu autori cunoscuți, în care s-au propus soluții legale, fiind înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Onești, ponderea cea mai mare fiind faptele de violență. Au fost soluționate un număr de 67 de petiții și audiențe privind diferite probleme ale cetățenilor, conflicte familiale, divergențe privind hotarul dintre proprietăți sau simple altercații verbale și s-a intervenit la un număr de 38 apeluri sesizate, fapte sesizate prin 1-2 la diferite ore de zi și din noapte. Pentru prevenirea și combaterea acestor fapte cu violență au fost aplicate un număr de 25 sancțiuni contravenționale la legea 61/1991 republicată, în cuantum total de 4.850 lei. Pe linia de prevenire și combaterea tăierilor și transportului de materiale în rost în cursul anului 2017 s-au aplicat un număr de 21 sancțiuni la legea 171/2010 în valoare totală de 4.400 lei, confiscându-se circa 7 metri cu material lemnos, lemn de foc, cantitate ce a fost predată la ocolul Silvii Căuieț, ponderea cea mai mare fiind sancționarea cetățenilor de etnie romă din comuna Cosopânării, județul Bacău, care tranzitează cu diferite mijloace de transport DN11 pe segmentul comuna Urechești. Pe linie de circulație în cursul anului 2017 pe raza comunei Urechești nu au fost sesizate accidente grave soldate cu victime. Fiind totodată aplicat cu ocazia activităților de patrulare, număr de 40 de sancțiuni contravenționale în cuantum total de 8.500 lei. Activitatea serviciului de patrulare a fost coordonată și planificată la nivelul secției 10 Poliție Rurală Ștefan cel Mare, componentă pentru un număr de 6 comune, inclusiv comuna Urechești. Cu factorii de conducere din cadrul primăriei Urechești, considerând că a fost o cooperare foarte bună, primind sprijin la toate solicitările din partea noastră. În cursul anului 2017, lucrătorii postului de poliție Urechești vor continua activitățile de prevenire și combaterea furtului din locuință și dependență, siguranța rutieră, prevenirea furtului de animale și păsări, prevenirea actelor de violență în școli, din baruri din comună, cu sprijinul conducerii primăriei Consiliului Local Urechești. Cu această ocazie, în funcție de bugetul alocat pentru primăria Urechești, chiar dacă am mai făcut solicitare și în anii anteriori, așa, cerem cu insistență găsirea unor soluții financiare potrivit reglementărilor legale pentru montarea unor camere de supraveghere la punctele tranzitorii, intersecții de pe raza satelor Urechești, Slobozia, Cornățel, Lunca Dochii și Satul Nou, pentru a putea fi prelucrate imagini de interesul soluționărilor cauze penale
care au ca obiect identificarea autorilor. Cu această ocazie, lucrătorii postului de poliție Urechești mulțumește conducerea primăriei Urechești pentru sprijinul acordat și realizarea unei eficiente colaborări pe viitor. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări pentru domnul de post, e bine să fie. Da. Nu sunt? Avem o întrebare. Da. S-a montat intrarea în localitate, semnul comun Urechești, la kilometru 4. Eu întreb, până acolo știm noi că toată șoseaua de la Cornățel e Ștefan cel Mare. Vreau să știu. Aia se află în localitate pentru... Deci în localitate, că nu e sfârșit din localitate la Urechești. De comună. Cu mașina. Acolo e început de comună, dar sfârșit de localitate nu avem. Vreau să-i la poliție știți. Da. Cu mașina, limita de viteză, e la ieșire din localitate sau la kilometru 4. Pe raza localității Urechești se respectă... Deci numai pe raza, pe localitate, am da, descas, dar la kilometru 4... La kilometru 4, având în vedere că există și acolo și un segment de locuințe, așa este apreciat tot ca localitate, componenta satului Slobozia. Deci locuințele respective sunt componenta satului Slobozia și este segment de localitate în care se respectă prevederi legale pe linie de circulație. Nu-i semn de ieșire din localitate. Adică operatorul de drum CNADNR-ul Bacău, care este responsabil de N11A, are această sarcină și mai puțin primăria Urechești are sarcina ca pentru domnule comunale Sătești să asigure inscripționarea deci, și toate cealaltă. Deci mai explicit. Șoferul care este adică, numai un pic. Vorbește, da. Nu, știți că cuvânt? Nu, vorbește el Andrei. Eu am terminat. Deci pentru segmentul de drum, punctul kilometru 4, este apreciată localitate, având în vedere că sunt imobile și sedele unor societăți comerciale. Imobile respective sunt componenta satului Slobozia. Bine, pot fi... M-am scris și-o la cuvânt. Marcuț. Domnul șef de post, am o problemă care vreau să o ridic în ședință. Dacă dumneavoastră organele Ministerului de Interne și împreună cu noi, cu primăria, putem să facem anumite demersuri la drumurile naționale pentru a se face un marcaj de treceri de pietoni la marketul domnul Mihu. Revin la ce am spus anterior și segmentul din partea segmentul de drum din dreptul societății Secer Alex Mihu Urechești, administrat de Mihu Petre și Mihu Dana, face tot obiectul unei societăți la CNADNR. Fiindcă ei sunt operatori de drum și ei pot pune marcaje și inclusiv marcaje pietonale. Să înțeleg că deci, patronii acestui din ce știu, trebuie să facă ei demersuri la drumuri naționale ca să solicite să facă marcajul acolo. Nu, dânsii mă refer atât la ei cât și la Nicu Bocăncel, cel care are societatea de comercializare a cauciucurilor. Așa au făcut contacte cu CNADNR pentru un anumit segment de drum pentru parcarea. Știu că au contracte făcute. Dar banii intră, bineînțeles că au contracte cu CNDNR pentru 2 sau 3 metri de la carosabil pentru parking. Eu nu m-am referit la parcare, m-am referit la treceri de pietoni. Deci nu există marcaj pietonal, urmarea faptului că nu a fost efectuată o solicitare. Cu siguranță dânsii se vor prezenta dacă sunt o solicitare. Bineînțeles că noi avem o relație, vorbesc de segmentul poliției, cel puțin pe perioada iernii, noi am sesizat de fiecare dată când pentru drumul național sau după caz pentru drumul județeal 119B Urechești Ascut, i-am sesizat când era problema cu dezăpezirea. Fiindcă erau artele importante și în ceea ce privește drumurile de componente ale comunei, aici s-a intervenit de către primăria Urechești, limita posibilităților pe care dânsul au avut-o la vremea respectivă. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! La întrebarea colegului meu, pentru a explicita. Deci, șoferul care iese din localitatea Urechești are indicator de ieșire și de acolo poate să circule cu viteza legală pe un drum național. Când intră în segmentul kilometru 4, acolo nu este niciun indicator, nici de localitate, nici sfârșit localitate, nici restricții viteză. Deci, șoferul ca atare, dacă sunt 3 sau 4 case, nu are nicio obligație ca restricții de viteză. Asta era întrebarea pentru a explica. Limita competenței. Numai un pic, dacă se finalizează întrebarea. Da. Deci, UAT-ul
primăria, cine se poate adresa, că asta cred că era și întrebarea colegului, cine se poate adresa pentru a reglementa, eu știu, restricții de viteză sau pune localitate cu 50 sau nu. Nu știu, zic și eu. Nu mă... În ceea ce privește competența materială, primăria Urechiș nu are nicio competență. Cine având în vedere că este administrat de la județ, deci în aderent decât la județ. Dar eu țin cont de solicitarea dumneavoastră și o să facem o solicitare ierarhic, bineînțeles, la nivelul Poliției Municipiului de Serviciu de așa, pentru a sesiza mai departe, pentru că nu există marcaj la punctul kilometru 4 în care conducătorul auto să știe, să respecte limita, este localitate, nu este localitate, este prevăzută cu 50, este prevăzută cu 70, în afară localitate. Da, bine, sprijinul tot. Vă mulțumesc. Da. Supunem la vot proiectul... raportul Poliției Comunale. Domnul președinte, este o informare, nu se supune la vot. Nu se supune la vot, este o informare, deoarece nu este un proiect de hotărâre. Domnul Costel, dacă vreți să mai... Stați, dacă nu mai este treabă. Eu vă mulțumesc pentru amabilitatea, dar m-am chiar ascultat și apreciez că și în anul 2008 să primim sprijinul dumneavoastră în limita reglementării legale. Primordial este să asigurăm siguranța cetățeanului pe raza Comunei Urechești, așa. Și cerem în felul ăsta sprijin și din partea administrației sau Consiliului Local limita posibilităților legale ale dumneavoastră pentru anumite activități. Și slavă Domnului, am avut cel țin în începutul anului 2018, pe de-o parte am fost sezizate de dispariții de persoane și am fost sprijinul cetățenilor. Și mare parte l-am primit pentru activități de voluntariat și de căutări persoane. Așa, eu sper că, și mai ales că am și o vechime de 13 ani aici, am avut o foarte bună relație cu structura locală de administrație publică locală. Bun, vă mulțumesc pentru amabilitate și toate cele bune. Domnul Ghiniș. Sau domnule primar. Da? Vă salut cu respect. O să dau citire raportul de activitate a Poliției Locale Urechești pe anul 2017. Domnule primar, domnilor consilieri locali, structura organizatorică a Poliției Locale Urechești este de compartiment, patrule auto și pedestre din cadrul primăriei comunei, aflate în subordinea directă a primarului, cu un efectiv de 2 polițiști locali, având ca scop exercitarea atribuțiilor legale în vederea apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, proprietăți publice și private, precum și prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii. Ordinea publică, circulația pe drumurile publice, disciplina construcției, protecția mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor și alte acte administrative centrale și locale, dispoziții emise de primarul Comunei Urechești. Activitatea specifică se realizează în interesul cetățeanului, al comunei, asigurării pazii și protecției obiectivelor de interes public, local și privat, precum și în sprijinul instituțiilor statului, cooperează cu structurile de poliție a municipiului Onești, Inspectoratul de Jandarmi al județului Bacău, Poliția Transporturi Feroviare Onești, Inspectoratul de Situații de Urgență, Postul de Poliție Urechești, precum și cu funcționarii din compartimentele primăriei a Comunei Urechești. Cadrul legislativ, legea 155 din 2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonanța de guvern 1332 din 2010, regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, ordonanța de guvern numărul 27 din 2002 privind reglementarea activităților și soluționarea apetiților, bilanțul activității 2017. În perioada analizată, compartimentul de unitate administrativ teritorială Urechești s-a axat pe îndeplinirea sarcinilor stabilite în planul de ordine și siguranță publică a Comunei Urechești, cu scopul de a reduce faptele antisociale privind ordinea și liniștea publică în Comuna Urechești, desfășurând următoarele activități. Persoanele victimate 217, persoane avertizate 47, procese verbale emisii conform legii 61 din 1991 republicată ordine publică în valoare de 700 de lei. Procese verbale la hotărârea Consiliului Local numărul 7 din 2017 în valoare de 2100 de lei.
Sesizări scrise de la cetățeni soluționate 22. Sesizări verbale cetățeni soluționate 114. Acțiuni în colaborare cu postul de poliție Urechești 52. Acțiuni împreună cu Inspectoratul de Situații de Urgență Adjut 33. Acțiuni cu ocolul Silvii Căiuț, furt de material lemnos 11. Acțiuni pe linie de transport material lemnos, căruțe cu cai. În perioada supusă analizei, în temeiul legii 29 din 2010 pentru modificarea și completarea legii 37 din 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ și în conformitate cu sarcinile prevăzute de legea 155 din 2010 a poliției locale, s-a acționat pentru asigurarea climatului de siguranță publică în zona adiacentă a unui număr de 3 unități de învățământ, având ca scop prevenirea și descurajarea factorilor de natură penală sau contravențională, în special în timpul sosirii elevilor de la unitățile de învățământ. În domeniul protecției mediului și disciplinei construcției, s-a verificat asigurarea salubrizării străzilor, s-a controlat respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare a deșeurilor menajere, s-a efectuat controle pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz. Constatările au fost raportate imediat compartimentului de specialitate. Pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, s-au desfășurat patrule auto pe raza comunei, iar în cazul oricărei acțiuni sau intervenții ale Poliției Naționale s-a acordat un sprijin, existând o foarte bună colaborare în cadrul tuturor activităților desfășurate. În această perioadă s-a colaborat cu Serviciul de Asistență Socială, însoțire la anumite anchete pe raza comunei. S-a colaborat cu Biroul Impozite și Taxe Locale, privind înmânarea de somații de plată a unor persoane, compartimentul urbanism, compartimentul serviciul public, aducând informații din teren privind situația iluminatului stradal, raportând celor în cauză pentru remedierea lor în cel mai scurt timp. Față de cele precizate, considerăm că lucrătorii poliției locale au participat activ la toate evenimentele organizate pe raza comunei Urechești și a îndeplinit atribuțiile de serviciu din actele normative în vigoare, corespunzând prompt raportat la competențele legale, sesizărilor cetățenilor, câștigând respectul și încrederea acestora. Vă mulțumim! Mulțumesc, domnul Dumineș, dacă aveți întrebări pentru poliția locală. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule primar, ținând cont că dumneavoastră sunteți șeful direct al poliției locale, am o întrebare și două solicitări. Întrebarea este, după raportul care l-a prezentat domnul agentul Iniș, aici se spune că s-au dat amenzi în valoare de 700 de lei și 2100 de lei. Acum e întrebarea, dacă dumneavoastră știți în ce proporții, cât ce procent s-au strâns banii amenzii, iar cele două solicitări, una dintre ele am mai făcut-o eu de-a lungul anilor și am solicitat ca în punctele strategice ale comunii să se amplaseze fișe de rond pe care dânsii o să le scrie acolo orile sau așa. Iar a doua solicitare, deci asta e cu fișele, cu fișele de rond. Și la panou, acel panou de informare, să se afișeze și orarul poliției locale, să vedem și noi, cetățenii, când putem să-i găsim și, deci dacă când sunt la serviciu, știu, băi, cu tare persoană, cu tare agent. Da. Vă mulțumesc. Altcineva? Vă mulțumesc. Domnul președinte, vreau să fac o următoare remarcă, că poliția locală, pe lângă faptul că este incompletă, sunt doar doi agenți în funcție, după părerea mea, în urma materialului prezentat, a avut o activitate destul de bogată și personal eu am conlucrat cu poliția locală și sunt mulțumit de activitatea pe care ei au desfășurat-o până în prezent. Doar atât am vrut să spun. Ar mai trebui totuși să ia niște măsuri în ceea ce privește sporadic pe aici, pe acolo, cu acei câini
vagabond, să-i mai identifice pe undeva, dacă se poate, persoanele care îi deține, să-i avertizeze, să-i țină în curte, că de fapt sunt a oamenilor, dar na, le mai dă drumul pe drum și trebuie atenționat proprietarii ca să îi țină legați. Da, vă mulțumesc. Sunteți liberi. Da. Bun. Asta să dau răspunsul. Deci, vis-a-vis de întrebarea pe care a spus-o, pot spune așa, cea mai mare parte a amenzilor au fost achitate, au fost plătite. E vorba de amenzi, în special componenta de mediu, unde s-au aplicat sancțiuni la cei care nu respectau regulile. Și o să aplicăm și altă dată, dacă se repetă cazul special, cazul greu, urât. În rest, pot spune că poliția își face treaba în mod serios. În legătură cu programul, programul oricum este, să spunem, secret. Nu este secret. Este un program pe care îl aprob lunar, eu, așa, îl fac împreună cu ei în funcție de volumul de activitate și de acțiunile pe care le consider și eu că trebuie inițiate. Pentru că apar tot felul de situații la care trebuie să facem față. Mă raportez totodată și la numărul mic, așa cum spunea și colegul noastră, de polițiști. Încercăm să ocupăm, să spunem, spațiu de timp cât mai bine, cât mai e optim posibil, dar totodată trebuie să avem în vedere faptul că există, să spunem, și o anumită, trebuie să există și o anumită, să spun, imprevizibilitatea prezenței polițistului. Polițistul trebuie să fie prezent atunci când crezi că nu este. Că trebuie să dai cu ochii de el atunci când crezi că nu vei da. Cam așa că am trebuit să fie polițistul și nici de cum trebuie să-l facem să zormeim toată ziua, că e prezent nu știu unde. Deci el trebuie să fie în permanență în, oarecum în spate și să vadă exact ceea ce se întâmplă. Deci cam asta este viziunea mea. Acum dumneavoastră aveți punctul de vedere și puteți să-și criticați. Totodată să închid discuția cu poliția. Întotdeauna este loc de mai bine. Eu o calific ca și activitate pe perioada asta de la ultimul raport, ca fiind bună, spre foarte bună. Totdeauna este loc spre mai multă performanță. Cu siguranță că ei au căpătat și experiență, având în vedere și faptul că au fost la niște cursuri de instruire, au fost bine documentați, bine informați, au venit cu rezultat bun de acolo. Și cred eu că nu ne este deloc rușine de faptul că Urecheștiu are o poliție prezentă și totuși eficientă totodată. Eu cam asta m-am spus. Mulțumesc. Mai ales acum după dotarea. Și dotare și tot ce se poate. Iar cu fișele de lor nu erau ceva ca să ești control. Ești o în prezența cât dânsii au trecut pe acolo, deci poate să-și prezinte și raport. Deci mai... Am fost, am constatat, am face un registru acolo, semnează, consemnează. S-a mai întâmplat, așa. Registru oricum, face raport zi de zi pe fiecare activitate. Și eu vreau să mă spun. Vă rog. Zi, Luc. Întrebarea cetățeanul ar vrea ca informație. Eu vreau să am o problemă, să fac o sesizare, că infractorul trebuie să sesizeze atunci când se produce ceva și nu după aia, că după aia nu mai e nicio dovadă. Deci unde poate suna pentru a-l contacta? Cam asta era... Au telefoane și el are... Păi nu, adică a comunicat. Deci eu, cetățean, pot suna la... Asta era. Deci cum informăm cetățenii, unde poate fi, unde poate fi suna pentru a contacta polițistul? Deci eu cred următorul lucru, că ei trebuie să găsească formulele cele mai eficiente, inclusiv prin media, inclusiv afișând la panouri, la panouri de în fața primăriei, odată. Doi, activitatea lor, în schimb, are un caracter preventiv. Deci, chestiunile grele, complicate, se duc în zona cealaltă a șefului de post, care trebuie să intervină, specialiști care să-și facă treaba. Cetățeanul sună, de fapt, la 112 sau la poliția, la poliția locală? Constată contravenții,
Le putem soluționa și noi, infracțiunile, nu listă, nu sunt atribuțiile noastre, ca și poliției locale. Nu atât o infracțiune în flagrant, nu poți face altceva decât să... Deci, domnul agent, întrebarea mea se referea clar. Eu, cetățeanul Ilie, dacă sesizez ceva, așa cum a spus dumneavoastră, și vreau sau pot să contactez poliția locală, are vreo atribuție poliția locală în sensul ăsta față de mine ca cetățean? Asta era întrebarea. Da. Și da? Unde? Da. Cetățeanul trebuie să fie informat. Eu pot suna la 0753. Da, am înțeles. Unde pot afla eu numărul la care sunt? Dacă vreau să... Deci, îl rugam pe domnul primar, dacă tot am ajuns în mijlocul discuției astea, să ni... Nu ne trebuie telefoane, dau măcar o cartelă, dând numerele noastre personale, te poate deranja la 1, la 2, la 3 noapte. În momentul când suntem de servici, conform graficului care este aprobat de dânsul, îl purtăm, îl avem cu noi, răspundem a doua zi, fără niciun fel de discuții. Nu vrem telefoane, nu vrem nimic. O simplu cartelă, îl trecem cum am trecut, cum am inscripționat mașina, poliția locală, trecem și numărul de telefon, mergând la deal la vale, o să vadă și cetățeanul că poate unul și trece, doi, trei și pe urmă, deci nu e niciun adică fel. La fișier să apară, în caz de sunați la numărul pentru... Am înțeles. Și pe mașină, da, da, asta era informația, ca pentru că da, cetățeanul întreabă, domnule, unde anunți sau pe cine anunți? Sunteți amândoi în telefon, sunteți informată și telefonul poate să rămână și acolo. Da, ce să vă zic. Vă mulțumim frumos pentru sprijinul acordat în anul 2017. Sperăm să ne înțelegeți și ne sprijiniți și în anul 2018. Adică mulțumim și la consilier, nu? Da, pe dacă am zis, mulțumim, nu mă puteam... Da, sănătate. Bună, vă mulțumim. Să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorului serviciu public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Aici, domnul primar, vă dau cuvântul să ne detaliați dumneavoastră proiectul ăsta un pic, ca să mai sunt foarte multe lucruri aici care trebuie să discutați. Ce o să prezentăm la situația de modificare? Deci, ca idee, deci, problematica salubrizării, o știm cu toții, ne confruntăm cu ea. Zic eu că ne confruntăm într-o formă, să spunem, amiabilă, cei de la ADIS, cu cei de la Romprest, pentru că nu suntem într-un conflict cu nimeni, încercăm să ne facem treaba. Acest regulament a venit ca rezultat al unor discuții pe care administrațiile locale le-au avut cu ATIS-ul, cu prestatorul și s-a pus problema să stabilească printr-un regulament modul în care ei ar trebui acționat pe parcursul unui an de zile, în așa fel încât să nu apară tot felul de situații neplăcute. Materialul pe care noastră l-ați primit, pentru că este destul de complex, v-au dat, vă sunt date informații diverse legate de treaba asta și eu sunt întru totul de acord că era nevoie de un regulament, pornind de la faptul că activitatea de colectare a gunoiului a căpătat o importanță deosebită. Am evoluat față de momentul în care am început în 2016. Știm cu toții, ușor, ușor trecem și la etapa de colectare selectivă, care presupune transportul gunoiului la Onești, unde suntem arondați și nu se mai duc la Bacău. Deci, în felul ăsta, se trece la etapa, să spunem, superioară, în care tot ceea ce este gunoi se trece prin selecții, se duce acolo unde trebuie să ducă. Vom fi dotați în continuare, viceprimarul a fost cu oamenii la Romprest, la ADIS,
cu pubele speciale pentru colectarea selectivă. Vis-a-vis de preț, am avut discuții diverse în Consiliul Local. Momentan, zic eu, prețul pe care îl plătim este decent pentru mediul rural. Urecheștiul beneficiind de același avantaj pe care îl are fiecare comun din județul Bacău. Și zic eu că până în momentul de față nu prea avem de ce să ne plângem. Deci, colectarea face ritmic, săptămână de săptămână, se respectă programul, se respectă zilele. Am încercat și să intervenim pe partea noastră de administrație locală, în așa fel încât să determinăm cetățenii să scoată doar ceea ce este menajer și nici de cum să mergem pe tot felul de materiale care nu fac obiectul. Nu suntem într-un conflict cu absolut nimeni din zona asta. Vreau să perseverăm, în schimb, iar vis-a-vis de regulament, cred că trebuie aprobat în mod cert, pentru că ne obligă și pe noi totodată, dar și pe ei. Deci sunt chestiuni care este de o reciprocitate evidentă. Noi astăzi cred că v-ați dat seama din tot materialul. Eu personal nu am ce obiecta, pentru că trebuie să recunosc că era necesar. Vis-a-vis de populație. Comuna Urechești, cunoaștem cu toții, are o evoluție numerică în descreștere. Față de la momentul în care s-au făcut documentele de licitație în cadrul Asociației Adisului și a acceptării ca firmă câștigătoare a Romprestului, am constatat că și la noi populația a scăzut. Și a scăzut în tot județ, nu doar la Urechești. Deci, tocmai de aceea, eu chiar am mai făcut și niște adrese. Populația este fluctuantă, sunt perioade în care mai vin acasă, cum e perioada de vară în special. Sunt perioade în care oamenii pleacă. Pleacă în alte localități, în afara țării și iarăși se produce schimbări. În momentul de față, cu acești 2050 pe care avem noi în plată, spunem că reflectă aproape, fidel, realitatea din teren, din fiecare sat în parte. Sunt momente în care se mai și schimbă cifrele. Eu am făcut cunoscut lucrul ăsta. Știm cu toții valorile pe care le plătim, sunt aduse la cunoștință. Am plătit undeva la 75 milioane de lei vechi, până în 80 milioane de lei vechi, lunar. Acum așteptăm să vedem ce se va întâmpla în continuare. Deci cam asta aș avea de spus la capitolul ăsta. Da. Aveți ceva? Întrebări? Prezeca. Domnul primar, aveți dumneavoastră desfășurătorul. La articolul 25, finanțarea cheltuielilor de funcționare, abilitare și dezvoltarea serviciilor de salubrizare. Bun. La punctul A scrie: recuperarea integrală prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenții de la bugetul local, a costurilor de operare și a investițiilor pentru înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemului de salubrizare. Deci, subvenții de la bugetul local. Punctul A. La articolul 26.3, autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale conform prevederilor. Aliniatul 1, litera C. Și să deconteze lunar operatorilor direct din bugetul local contravaloarea prestației efectuate de utilizatorii fără contract. Deci dacă cineva nu are contract, nu e din bugetul local. Și mai am un punct aici, a spus dumneavoastră, cu persoane care vin periodic sau mai vin, mai pleacă. În cazul unei depuneri de declarații pentru stabilirea numărului utilizatorului la serviciu salubrizare, așa, obligația de plată, deci la utilizatorii casnici, obligația de plată se va stabili din oficiu, pe baza datelor furnizate în compartimentul de specialitate al primăriei, al locului primarului, existente în cadrul registrului agricol. Deci, da. Automat, deci vine, pleacă, da. Iar aici, așa, îi lămuriți pe noi aici la lege, la articolul 25, deci cu recuperarea integrală prin tarife, taxe speciale și la bazantă, la punctul 3. Da. Am văzut, deci sunt de acord, dar întotdeauna am fost de acord. Și mai ales acum, dacă începi cu selectarea deșeurilor, e foarte bun. Dar nu scrie aici nimic,
ci preț, ci tasă, zice o tasă specială. Stați un pic. Adică spuneți-mi un pic, da. Deci cu, din bugetul local, deci cu... Băi, excelență, știți că au tot fost discuții, acum câteva luni de zile, în tot județul, da, legat de anumite localități, de anumite situații. Da. Ei, nu dau nume, că n-are nu-i treaba noastră. Ei acolo, prin acel articol, au încercat să-și iau o marjă de siguranță, asociația, cu privire la capacitatea de a plăti, de a achita contravalorarea serviciului pe care ei îl prestează, deci rompreste-o. Având în vedere faptul că e posibil ca populația să scadă și la un moment dat să constați că nu mai ai capacitatea să respecti prevederile contractuale în relația cu ei, cu prestatorii. Și atunci se pune problema că dacă, prin absurd, deocamdată nu suntem în situația aia, să trebuiască să prestezi serviciu, dar tu să ai din ce în ce mai puțină populație, atunci ai alternativa ori taxă specială pe lângă ceea ce ai stabilit deja, ori că mai mărești la început de an, la sfârșit de an, pentru anul următor, iarăși nivelul ăsta. Păi și printr-o rectificare. Așa. Da. Sunt chestiuni care anumite entități administrative le preferă așa sau invers. Noi am acceptat, să zicem, la începutul anului următor, am acceptat acea creștere. Bun, dar era aproape obligații, că așa s-a mai discutat lucrul ăsta. Dar și cum rămâni cu... Asta se aplică în cazuri excepționale. Nu putem spune că le aplicăm în cazul nostru sau mai știu ce. În cazuri speciale, când nu se ajunge situația să se abchite serviciul prestat către... Da, vedeți că spune și prin rectificare bugetară, deci dar noi practic... Bugetară, tot noi o facem, tot o facem, local, tot să dăm bani, dar e legal să dăm noi banii din bugetul local? Deocamdată nu punem problema să dăm bunurile din bugetul local. Mai era, mă scuzați, nu mai... E vorba aici și de operatori licențiați unde sunt activități de colectare altor deșeuri, electrocasnicii. Aici spune, deci că dumneavoastră, deci primăria solicită, deci solicit la o firmă de asta, deci care e licențiată pentru așa ceva, așa și de transport și valorificare, eliminare suportate, deci sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale, deci cheltuieli. Dacă, deci am mai văzut prin sat, mașini care spun, televizoare, mașini de spălat, ce s-a întâmplat cu alea? Vă dau răspuns. Da. În toate perioadele astea au fost și campanii, veritabile campanii, de colectare a acestor deșeuri, să spunem chiar periculoase. Așa. Toate au fost gratuit. Deci primăria nu a cheltuit niciun leuț pentru ca ele să fie ridicate. Deci au venit firmele respective, au fost câștigul lor. Da, și au rezolvat treaba lor, a fost și problema și pe componenta plastic, a fost și pe componenta electronic și becuri și alte lucruri care sunt periculoase. Deci toate au fost cu caracter gratuit. E mai bine. Eu și interesul lor. Iar mai am o așa, deci la termeni și modalități de plată. La punctul 3, taxa se calculează sau se datorează proporțional cu numărul lunilor rămase din anul în curs. Deci dacă nu e din momentul, că așa scrie aici, până la 31.05.2018, să dăm hotărârea, deci practic din 1 iunie, dacă se stabilește o taxă specială, care încă nu știm și nu, așa, deci de când se stabilește taxa asta? Deci automat la, din numărul lunilor rămase din anul... Diferență. Da, deci să spune din iunie sau din iulie. Dar noi, cum? Nu-i cazul. Nu-i cazul, deci dacă să... Deci, practic, nu nicio nimic. Dar, totuși, nu era mai bine. Așa știu și eu că am mai umblat în film. Că, întâi și întâi vii cu infrastructura, vii cu toate alea. De asta a spus că a fost domnul viceprimar la Onești, a văzut. Vii cu toate pubelii, vii cu alea, cu tomberoane ce ai de făcut, instruiești populația, mânezi, prin primărie mânezi niște formulare, reviste, broșuri și omul după aia știi, băi, cam asta am de făcut. Domnul Vasile, au fost repartizate pentru ureche 16 bucăți de răsări. Și eu la 16 bucăți le-am orientat către societățile comerciale, ele care au greve multe deșeuri. S-a zis în ureche și a luat-o acum la Valea la Alba, a luat-o acum la Marea Mia, a luat-o la Mihu cu două bucăți aici, la Cornăță, pe departe, lucrul de chiefe de gozia. Am împărțit 16 bucăți. Pe parcurs, cum va derula acțiunea, ele le vor mări. Dar ei cred că dacă vor experimente, vadă la nivel de localitate, cum vor merge,
și după asta vă dat la populație. Aici, așa se numără dumneavoastră aceste persoane, sunt în alte categorii, se încadrează. În categorii juridici care au un contract separat. Eu vorbesc nu, la pubele care le-ați... Păi nu sunt separați ca firme? Da, deci, pentru colectarea selectivă, activitatea care o vor desfășura la Onești, sunt alții abilitați să rezolvi treaba asta. Deci, Romprestu e cel care cară, da. Iar selectarea și tot ce e necesar, o face o altă firmă, asta e clar. Aceste Europubele destinate să colecteze selectiv, prin acest proiect, pentru sortare, pentru așa, și care au destinații speciale la populații, nu-i la firmele bine, private. Bine, deci populația va fi cea care va beneficia, dar important este să se înțeleagă fiecare om, să pună acolo unde trebuie, ce trebuie. Deci e o procedură pe care noi o să fim atenți, ca și până acum, să o ținem din scurt. E adevărat că nu o să fie chiar simplu pentru unii, unul să o înțeleagă mai dificil, dar sigur o să o înțeleagă. Și să mergem mai departe. Deci nu e atât de simplu. E vorba de o taxă specială și cetățenii o taxă la gunoi pe noi. Așa, după aia vă dați seama. Nu aplicăm taxă specială. Deci nu aplicăm. Nu aplicăm nicio taxă specială. Altă întrebări. Mai sunt? Eu. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Domnul președinte, aș dori ca să solicitați comisiilor avizele asupra proiectului de hotărâre. Dacă sunt amendamente de adăugat sau... Supunem la vot proiectul de ordine. Este pentru. 13 voturi din 13 consilieri, da? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Vasile de azi, Bic, nu e ora stabilită, da? Am întârziat un pic la ocazie. Avem în proiectul de hotărâre că a fost băgat în situație de urgenței. Păi, de ședință. Nu punem pe asta, lăsăm la urmă. Așa, la urgență a fost băgat, cu modificarea și statutului de funcție. Acum, cu partea de contabilitate. Da. Insist să rezolv, să o aprobați treaba asta, pentru faptul că vreau să ducem la capăt problema contabilului. Și trebuie neapărat să ridicăm de la principal cum a fost, organizat concursul spre superior. Așa? Și vreau rapid să închid capitolul ăsta și e nevoie ca să o trimitem la Agenția Națională a Funcționarilor Publici la București. Deci despre asta este vorba. Da. Ați identificat sau persoana sau deci, în expunerea de motive, spuneți, domnule primar, că s-au organizat concursuri pentru debutanți. S-au organizat două concursuri de debutanți și două concursuri de 5 ani minim. Ultimul concurs ca anul 2020. Eu nu știu ce înseamnă principal, deci pentru clarificare sunt întrebarea. Pentru ce înseamnă principal și ce înseamnă superior ca și ca debutant. Știu. Da, indiferent cine. Deci, văd, eu am văzut în față aici, deci trecerea de la funcția de execuție de la gradul 1 profesional la gradul profesional superior. Așa e definit. Grad profesional principal la grad profesional superior. Deci, probabil e o ierarhizare și ceva. Iar în expunerea de motive, organizarea concursului pentru debutant și mai jos spune transformarea de la grad profesional principal în grad profesional superior. Pentru clarificare cu întrebarea asta. După cum a spus și domnul primar, acest post a fost scos la concurs de cel puțin 5 ori. Ultima oară a fost chiar în luna februarie, dacă nu știu. Pentru ce ianuarie? 15 ianuarie. Pentru gradul profesional principal. Gradul profesional principal al funcției publice de consilier presupune funcția publică necesită studii superioare de lungă durată, iar gradul profesional presupune activitatea lună, gradul profesional principal, specialitatea studiilor cu o vechime de cel puțin 5 ani. Gradul profesional superior, care astăzi este supus aprobării transformării postului vacant,
presupune o experiență în domeniu, adică în specialitatea studiilor, de cel puțin 9 ani. Este ultimul grad pe care funcția publică de execuție îl poate ocupa și este nivelul maxim. Studii superioare? Studii superioare, bineînțeles. Consilier, clasa 1, gradul profesional superior. Deci am înțeles. Deci, din grad principal, diferența e vechimea. Da. Diferența e vechimea. Ambele sunt cu studii superioare și diferența fiind vechimea, gradul principal înseamnă de lungă durată. Păi nu, studii, am înțeles, și la unul și la altul, studii de lungă durată. E vorba de vechime. Exact. Pentru că economistul, acum nu mai sunt studii de scurtă durată. Vă mai precizez faptul că transformarea... Deci facultatea de economist are 3 ani plus masterat. Deci să înțeleg că lungă durată înseamnă 3 ani plus masterat? Poate fi și 5. Poate, e asimilat. Deci, diplomele... Poate fi 4 fără masterat. Exact, da. Exact. Studiile superioare de lungă durată... Depinde când ai făcut. Exact. Depinde de modul în care a fost eliberată diploma de licență. 5 a fost pentru seral sau... Acum, da, într-adevăr. Când spunem lungă durată, înseamnă 4 ani sau 3 ani plus masterat, da? Exact, exact. Pentru clarificare. Deci, domn secretar, deci prin modificarea adusă, deci la gradul profesional principal, la gradul zonal superior, să înțeleg, cum a spus și domn primar și la Mihal și la aprobat, deci s-a găsit și persoana, deci putem să îi dăm drum. Deci ce înseamnă s-a găsit persoana? Păi așa o scoate. Păi nu, scoate la concurs. Concurs, da. Deci discutăm de persoană. Scoatem că discutăm doritori. Deci noi prin modificarea asta s-au identificat persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute aici. Sunt persoane care doresc să participe. Deci de asta s-a modificat. S-au găsit persoane și foarte bine, deci de la gradul ăsta, deci au experiență mai mare. Și a dumneavoastră, deci prin hotărârea noastră la Consiliul Local, modificăm structura. Vă mulțumesc. Deci nu sunt debutanți. Nu. Debutanți în niciun caz. Nu. Eu scot ca, scuzați-mă, ce am înțeles. Eu scot ca instituție, un post la concurs. Nu știu în stânga sau în dreapta dacă am persoane. Mă, punct. Deci eu scot un post la concurs. Atenție. Atunci, eu nu știu dacă în stânga sau în dreapta am persoane. Dacă se prezintă, baza modificării o putem justifica din punct de vedere al complexității postului. O zis, domn primar, din punctul... Din punct de vedere al dacă îl poți justifica. Adică economistul cu grad, pentru grad principal, la atribuțiunile care sunt aici în cadrul comune și eu nu pot... Nu am pregătirea sau nu mă pricep să apreciez dacă economistul cu grad principal se descurcă, are competența să descurce la problemele din economice din primărie. Dacă din punctul ăsta de vedere se justifică cu un economist cu grad principal, care spune că conform statutului, da? Cu 5 ani vechime nu se descurcă, atunci eu propun un post pentru economist cu grad superior, care să aibă 9 ani vechime. Deci, numai așa văd eu o justificare a problemelor economice, că cel cu grad principal nu se descurcă. Da? Gândeți bine? Asta nu știu. Păi, da, că sunt alte motive, vă rog să le prezentați. Eu asta înțeleg. Că am scos la concurs un post pentru grad principal. Și problemele economice din primărie, o astfel de persoană nu se descurcă. Și atunci scot un post cu grad superior și aștept potențial, să zic, doritori sau concurenți. Închidem discuția. Vă închid eu. Da, spun și eu. Vă spun ceva. Ne chemim de 2 ani ca să ajungem un contract. Problema este în felul următor. Deci ca principiu. Deci, da, sunt de acord. Ca principiu, să spunem că e bine așa, dar realitatea vieții este cu totul altă. Aștept să vină oameni, și am discuții cu mai mulți care doresc să participe, să vină oameni și cu experiență, odată, deci bine pregătiți, capabili să facă treabă, care să aibă experiență în ceea ce privește contabilitatea în zona administrației locale. Chiar dacă îi dai cu 100-200 lei mai mult decât la un principal, dar știi că se face treaba. Nu așteptăm să mai facem economic de 2 lei și după aceea vedem că nu avem cine să facem treaba. Trebuie să fim cât se poate de deschiși și de isteți, pentru că
contabilul, dacă îl angajeze acum, îl angajez și pentru 5 ani și pentru 10 ani, dacă face treabă și se atașează de localitate. Dacă noi suntem foarte strânși la pungă și credem că vine cineva să ne lucreze pentru 1.500 sau 2.000 de lei, nu o să avem niciodată contabil la primă reorichești, ca să fim sinceri. Deci trebuie să fim foarte deschiși, să-i atragem pe oameni și prin asemenea mecanisme. Dacă nu o facem, o să-l avem. Vă mulțumesc. Deci dumneavoastră ați mărit gradația, deci sunt prima, mai exact. Pune la vot. Da, vă mulțumesc. Poate să fie... Să fie motivat. Punem, da. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Două abțineri? Da. Deci, proiectul a fost aprobat cu 11 voturi. 11 cine vot. Să mai abține cineva? Nu. Deci 11 voturi pentru? Da. Din 13 consilieri, da? Împotrivă? Voturi împotrivă? Nu. Deci voturi pentru 11 și două abțineri, da? Da? Domnul Andrei, domnul Andreescu, doriți să menționez în procesul verbal abținerile? Două abțineri. Am înțeles. Deci proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. Vă mulțumesc. Deci trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședință. Trebuie ales președintele de ședință pentru luna lui iunie. Cine îi propune? Propun eu. Pe domnul Drăgan. Da. Altcineva? Ce să învățăm? Nu vă înțeleg, stupi. Fiecare pe fiecare. Eu știu, să știe și ora, domnul Drăgan. Da. Trebuie să învățăm cu toți. Cum zici președinte? Hai, vă rog. S-ar putea să nu fiu de capăt. Am mărat pușeță, băieți. Cine este pentru? Toată lumea. Unanimitate, da? Și tu ești? 12. Cine? Acolo, domnul Drăgan. Numai, poate să votăm și eu. Nu pot. Eu propun eu votăm. Așa că primul meu votăm. Vă mulțumesc. M-am problemă. Mai e problemă de problemă de diverse. Tu, cât la ce? Și la diverse, domnul. La diverse vă spun câteva lucruri. Deci, în legătură cu licitațiile, ca asta e cel mai important. S-a finalizat licitația pentru 7-2 pentru drumuri. Există contestații, să spunem, trimise la București, pentru soluționare. Cred că până pe 15 am înțeles că se va da soluții acolo, după care se trimite documentația la Iași, la AFIR, pentru a fi reverificată și de către mașini. Până ca după aceea să semnăm contract. Sper și să semnăm undeva la sfârșitul lunii iunie sau cel târziu la începutul lunii iulie, după care să se apuce lumea de treabă. Deci, cam asta a fi o dată. O a doua treabă pe proiectul cu Buldo. Suntem în licitație, așteptăm oferte, practic, ca să-i procedura. Am fost în trecută joi la București, la Iași. Și am înțeles că cineva era foarte vehement că eu nu eram la Iași. Chiar că suntem vecini. Acum eu plec la Iași la ora 1 și la ora 4, la ora 3 sunt acolo și îmi rezolv problema. Dacă m-ai văzut la 10:30 în Urechești, asta nu înseamnă că eu n-am fost la Iași. Da, nu dau nume. 2. 3. Cu canalizarea, suntem în licitație, ca să se înțeleagă. Am intrat în faza de ofertare, practic, cei care vor dori să facă lucrarea, își vor depune în etapă următoare, pe de zilele următoare, oferte. Și vedem ce o să iasă. Deci cam asta. Deci, la capitolul canalizare va mai dura, ca să știți procedura, iunie, iulie, în cel mai bun caz, se va semna contractul la sfârșitul lunii august. Mai devreme, nu cred că se va semna. Am văzut că s-au mai făcut niște modificări la legislație cu privire la achizițiile publice. E posibil să meargă mai repede. Și cam spre sfârșitul lunii august să va semna contractul pe canalizare. Ca să înțeleg ce estimez cam sfârșitul lunii august. Am intrat pe SEAP acum. Și cu Buldo se expiră licitația pe data de 3-6. Da. Deci am și datele că și tot pe SEAP, tot după astea, după sistem care telefon. Spune aici, drumul de modernizare s-a expirat citația pe data de 20 0203. S-a expirat licitația.
E perioada de evaluare. Evaluare. Și inspirată. Deci ai perioada de evaluare, s-a încheiat perioada de evaluare, s-a tranșat, s-a transmis documentele mai departe și acum instituțiile abilitate spun punctul de vedere. Deci acum sunt trimise documentele la CNSC, la București, acolo tranșează. Ori cel de pe locul 1, ori cel de pe locul 2, de fapt aici toată treaba, e cineva, nu dau nume de firme, că nu ți-a să fac lucrul ăsta, cineva care a fost pe locul 1, a avut o problemă în documente, s-a considerat că nu poate să rămână pe locul 1, ca preț era pe locul 1, așa. S-a declarat, să spunem, câștigătorul următorul, cel care a fost să spunem ca preț pe locul 1, contestă, să spunem treaba. S-a trimis documentația la București, de asta am și fost la ea săptămâna trecută. A preț cel mai mic. Am rezolvat. Da, sigur că preț. Exact. Și așteptăm răspunsul de la instituțiile abilitate, după care trecem pe etape. Aici nu mai ține de mine sau de dumneavoastră. Acolo sunt reguli care trebuie respectate. Joc e joc. Iar cu privire la Bulldog, până pe 3-a, 6-a, e vorba de depunere de oferte pentru cei care doresc să-și vândă obiectul, iar noi după aceea trecem în procedură. Eu care e cea mai bună ofertă, să mergem. Noi am optat, dacă vă amintesc prin documentație, am optat atunci pentru o anumită mare. Am revenit asta iarnă la alt tip de optat marcă. S-a specificat, nu marcă, alt tip, altă capacitate, ca documentația tehnică. Da. Acum așteptăm să definitiveze lucrurile astea, urmă să se tranșeze. Deci decizia CNSC-ului este în prima parte a lunii iunie. După decizia CNSC-ului, urmează verificarea a firului, care este iarăși o etapă în superioare următoare. Și după ce se constată că totul e în regulă, se contractează lucrarea. După ce se contractează lucrarea, ce e procedura de lucru? Cam în concret, cu firma câștigătoare. Dincolo la canalizare, iarăși eu. Și când apare PVSA, canalizarea nu a apărut încă. A fost o explicație solicitată de către cei de la SEA, SICA, așa, și acum o punem din nou. A fost o observație făcută de dâns și acum iarăși trebuie să ai. Domnul președinte, a livrat mâna mea. Domnul primar, a spus dumneavoastră că începe eu contestații. Da. Și după aia, dacă rezolvă, încep lucrările da, pentru modernizarea drumurilor. Da. Spuneți dumneavoastră, deci care sunt drumurile? Așa și al doilea punct, asta am înțeles, că se dă ordonanță la guvern, chiar fi speța asta cu achiziții publice cu licitație, s-ar putea cei care pierd o licitație și o contestă, s-ar putea să ai posibilitatea câștigătorul, practic, care a câștigat și va să înceapă lucru, iar contestatarul, îl despăgubește cam așa ceva. Acum e registrat seara, zis pe partea 29. Deci dacă durează mult și intră în vigoare ordonanța asta, poate să-i dea drumul mai repede. Și, dar acum nu știu cu treaba cu despăgubitul, cam, nu știu, dacă așa are rost. Da. Ați înțeles ce vreau să spun, nu? Da, s-a luat, am văzut așa, da. Deci informații pe care le găsim și eu, s-a luat ca model, am înțeles, cel german. Da. Așa, în care pe de altă parte este și bine. E bine, ca să încheie, așa. Crească viteza. Da, da. Pentru că foarte mult timp se pierde procedurile de licitație. Da. Și atunci, dacă se... Cum e cazul, să spunem... Asta... Spunem, cazul e ipotetic. Da. Că îi se dă soluții favorabile următoare. Da, după, da. Așa. Și celălalt este nemulțumit. Atunci se merge în instanță, rămâne și face lucrarea celui care a fost declarat câștigător, da. Iar în situația în care instanța spune că celălalt avea drept, atunci ăsta care a câștigat și a efectuat lucrarea va trebui să-i dea în compensare o anumită sumă celui care ar fi trebuit. Dar n-am înțeles asta, cine o face? O face prestatorul. Prestator? Prestator. Ah, aici iar. Nu beneficiarul. Da. Prestator. Prestator. Așa, și cu drumurile, care sunt drumurile ca să ajungă la rudă și cetățenii? De 7-2, drumurile sunt în Urechești, sunt drumurile în Urechești, așa, în Cornețel, cel care duce la satul nou, astea sunt. Deci toate da, adică s-a făcut pentru aceeași firmă, când se începe, bine, dar nu poate să arunci... Deci vreau să înțelegeți ceva. Lucrarea este citată pe total. Da. Că eu am să solicit dacă... Celui care va câștiga, să atace chestiunea în două părți, și în Urechești și în partea elaltă, ca să mergem în paralel, că mi se pare corect să nu pierdem timp pentru că totuși vine sezonul Urechi. Da. Deci voi solicita să mergem în paralel și acolo ca să mai avem treaba înainte. Deci nu trebuie să... Vă mulțumesc! Hai să pun un vot.
Eu mă retrag. Și o leapă de la diverse. Domnul. Da. La diverse, domnul Costică, că ești. Da, vreau să domnul. Dar scurt, o întrebare e de fiecare. Foarte scurt. Așa, mare, cu deosebire respect, mă adresez domnului primar să-i aduc la cunoștință faptul că punctul de aprindere la Cornățel pe cartierul nou nu mai funcționează. Deci, ceasul este defect. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul președinte, n-aș fi nevoie să mă rezolvă. Deci am intrat la capitolul diverse, nu? Și atunci s-a fost la diverse. La diverse. La diverse. Da, bun. Domnul primar. O parte din cetățeni au primit acasă, din partea primării, o solicitare cum că trebuie să-și dețină un certificat energetic. Dacă puteți să ne lămuriți, să spuneți ce e vorba. Că am înțeles că trebuie să mergi la un constatator, la o firmă, la... Deci, știți, poziția asta că trebuie să știți, cam cât sunt și care e motivul. Deci, e o perioadă a anilor după ce ai construit casa, deci sunt niște motive, sunt niște date, nu poți să... Și îți fi ce-i vorba, dacă puteți să relatați. Da, e o prevedere legislativă. Da. Mă refer aici la construcțiile noi făcute, în special. Așa. Deci, cel care sunt autorizație cam după 2010, cu 2010, nu? Și le-am trimis adresă scrisă la fiecare. Practic, e o procedură care trebuie respectată. Eu înțeleg că presupune acel certificat energetic să-l fac un specialist, nu poate să fac orice. Și așa. Deci, la momentul ăsta, ușor, ușor, am mai discutat cu vreo de oameni care dorește să-și are posibilitatea imediată să se apuce de treabă. Dar a fost prea scria și de o amendă. De singurele amenzi, hai să fim sinceri, singurele amenzi pe care le-am aplicat în toți anii ăștia au fost cele pe mediu, câteva amenzi care au fost date, pentru că trebuia să stabilim niște fenomene. În rest, n-am abuzat de amendă și lumea știe lucrul ăsta. Nici pe componenta asta de construcție nu vreau să abuzez în nicio formă. Că știm că nu e ușor să construiești o casă. Normal. Și mai ales că sunt și reglementări care vin peste noi tăvărul. Nu vă spun, că o să vedeți că urmează tot cu componenta asta de construcție să ne obligi să avem chiar și decizii de șantier în momentul în care facem o casă. Adică iarăși cheltuieli suplimentare. Adică nu va fi chiar atât de simplu dacă vrei să faci ceva. Dar ușor, ușor, în perioada următoare, să încercăm să le ducem la capăt. Pentru că vor veni controlii care îi vor pune în niște situații și piești, dacă... Pentru că mulți au înțeles că, bă, dar eu am lumină, nu e vorba de energie, e vorba de casa ta, cum ți-ai construit-o, izolația, toate astea. Da. Altă întrebare. Și mai era ceva, un cetățean... Hai, vă rog. Da, scurt. Da. A dus o întrebare. Nu, lăsa să spun omul, domnule. Un cetățean mi s-a plâns. M-a adus la cunoștință. Ultima duminică, un forum grafic, eu trebuie să dau... Spune-o lui tu. Ce? Mă lăsa să vorbesc. Spune. Să dau... Așa. A spus așa. Domnilor, domnule consilier, în fine, ce ați votat acolo? Ce fel de taxe i-a spus băieților, oamenilor, cetățenilor care au tractoare, că e exagerat cu stropitul ăsta, că ia 2 milioane jumate la hectar? Deci, am spus, dar nu știu, reglementăm noi nimic, doar oamenii sunt independenți. Deci, noi am pus vreo taxă, am spus că nu am pus nicio taxă. Ei sunt impozitele care sunt la început de an. Domnul viceprimar, eu vorbesc cu domnul... Uite, să repet. Un cetățean, eu te stau la audiență, un cetățean mi-a spus, domnul, ați modificat vreo taxă, ați mai adăugat niște impozite în plus deținătorilor de tractoare. I-am zis, de ce? Nu am zis. Nu știu. Decât ce s-a fixat la începutul anului, nu? Așa este. Da. Păi, de ce? Pentru că, practic, niște prețuri exorbitante. 2 milioane jumătate de hectare ca să-i dea cu soluții, cu erbicid, cu soluția proprietarului. Ceea ce, mă rog, nu sunt în domeniu, de eu am adus la cunoștință că așa e corect. Schimbe tractoare. Haideți să... Nu știu. Eu am zis acolo, e o piață liberă, n-am de o să știu... Bine. Poate. Poți să spun. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Știm cu toții, când am stabilit taxe și impozitele, am trecut, le-am făcut împreună. Nu am făcut absolut nicio modificare la vreo prevedere, la vreo taxă, exclus, așa. În mod special, la capitolul tractoare. Știți că am avut noi o discuție în legătură cu categoriile de tractoare. Au fost tractoarele de la până la 50 de cai.
de la 50 la 100 de cai și de la 100 de cai în sus. Și atunci am pus-o cu valoarea la fiecare, 2, 4, 6. Da? Am avut niște discuții cu câțiva reprezentanți care au mai multe tractoare și atunci am, eu zic că am fost destul din înțeles. Și am zis, mă băieți, eu vă înțeleg că aveți niște activități, aveți niște costuri, aveți de toate. Cei care aveau 3 tractoare, 4 tractoare, spuneam, domnule, dar mi se pare că eu vreau o grămadă. Bun. Dar e foarte mult. Eu nu pot să scad nicio taxă din ceea ce ai din matriculat. Așa, trebuie să-l plătești și ai de plătit odată. 2. Cei care au tractoare foarte mari, așa capacitate, fac niște activități economice care sunt totuși profitabile. Hai să fim serioși. Și apoi, noi nu suntem, știți cu toții, mai ales cei care sunteți mai vechi, n-am impus taxe înrobitoare aiurea și am lăsat ca acești oameni care vor să facă niște afaceri să se dezvolte. Noi mărim taxele odată la nu știu câți ani, 3, 4, 5 ani, dacă facem, mai, și cu moderații, și nu o să mai mărim nici la an, nu mărim taxele aiurea, ceea ce ne obligă legea, trebuie să plătim inflație sau mai știu ce, astea sunt chestii obligatorii. Deci nu facem o haiducie din a scoate bani din buzunarul oamenilor. Acum, ei sunt pe o piață, vrem sau nu vrem, ei sunt pe o piață, oferă un serviciu, iau pretind, am o mai crescut prețul la motorină, am spus 6 lei și automat. Am spus 6 lei și automat se spune că se reflectă și în cât. Știți cum, ei se raportează la alte comuni, la alte... Da. Să știți totuși că trebuie să mai spun ceva. Dar trebuie să fim sinceri față de oameni. Și o spun acum. În condițiile în care ne scade numărul de populația, trebuie să ne punem întrebarea ce se va întâmpla peste timp, că taxele și impozitele cineva trebuie să le plătească. Ați înțeles? Adică trebuie să funcționeze într-un anumit mod cu administrația locală. În momentul de față nu suntem într-o criză profundă în care să ne ducă automat la creștere de taxe și impozite. Exclus. Le-am crescut cât au fost stabilite, sunt respectate ca și regulă, nu ia nimeni în plus. Deci, într-un final, să ne raportăm la întrebarea, deci, și noi nu avem nicio... Noi, ca și administrație, nu impunem o taxă să ude, să sopească... Păi da, e plecat de acord. Nu plătești omul ăla care prestează la primărie pentru hectarul omului vreun leu. Sunt banii pe care îi iau ei. Deci, practic, omul vrea să facă taxe, nu? Adică, rămâne. O să dea guvernanță, domnule, o ordonanță de guvern și o să spună că se scutește de la impozit terenurile arabe, agricole. Da. Canada. Nu vă mai faceți grijă atât dacă nu o să aibă cine plătească. Că nu o să mai plătească niciunul. Atunci subvenționează la bugetul. Niște impozite, iar automat să vin în întâmpinare. N-ai cum, păi atunci ce faci? Domnule primar. Da, vă rog. Stați că am ceva să spun. Am o problemă, dar aș vrea să o discutăm lejer, sincer. Nu fac din considerente electorale. Exclus. N-am interes electoral, ca să nu mai faceți gânduri de nimic. Politic sunt ce fac. Acum. Vreau, în schimb, să prezint câteva cazuri. Avem câțiva copii deosebiți care au făcut performanță. Și fac performanță din comuna Urechești. Și așa cum am procedat și în ceilalți ani, să încercăm și noi, ca și administrație locală, să-i stimulăm. Nu atât de mult ca și valoare, dar faptul în sine e generator pentru ei de o redinamizare, o remontare, o stimulare moral pentru fiecare. Avem cazul fetiței al Botez, cu sportul, care este în lotul național, la Constanța, la liceu Tomis. Deci e un lucru foarte, 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 foarte important. Și să încercăm să o susținem în continuare, ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți. Mai avem fata lui Eșanu, care e la lotul de la Onești. El este la Onești în lot. Și avem 2 băieți. Eu aici mi-au adus inclusiv rezultatele, palmaresul. Este notabil,
sunt rezultate foarte, foarte bune, ca diverse, așa, deci ca sport sunt artele marțiale. E vorba de cei doi frați geme, Ababi, de la Cornețeal. Da. Sunt vecinii cu domnul. Știu. Copiii, vă puteți numai să le puneți înapoi, vă și uitați. Diplome, viste diplome, de ani de zile se chinui și fac performanță. Locul 2 în Polonia, Roni. La europeni, la concursuri naționale, în septembrie, la campionatul mondial. Deci sunt lucruri deosebite și cred că din respect față de efortul lor, dar și din respect față de noi, ca și administrație locală, să încercăm să-i stimulăm. E adevărat simbolic. Nu avem capacitate să dăm sume uriașe, substanțiale. Dar trebuie să o facem pentru că noi pe aici suntem trecători, dar copiii aia poate vreodată își aduc aminte din localitatea din care au plecat. Dar noi, cum să fim în vârstă, zicea și eu. Da, ei nu vor uita de unde au plecat. Deci e vorba de cei doi frați Ababei. Ababei e Roni Gabriel. Eduard Gabriel și Roni Mihail. Băieții sunt dotați de la Dumnezeu, dar și cu voință, pentru că trebuie să muncești foarte mult. La arte marțiale. Și zic eu că merită să se dea un stimulent. Am propus, eu zic că e o cifră rezonabilă, 1500 lei fiecare, momentan. Adică fiecare copil... Dacă poți să urmezi să participe în... La, da, la campionatul mondial din... De la Ruși. Da, nu știu când, dar... Eu lucru... Fantastic ca un copil din comuna Pechești să participe la... Da. Și fetița ajungă acolo. La Chișinău, exact. Da. Și fetița, asta de care vorbeam, alu' Botez, dar și fetița lui Ieșanu, deci să mergi de mic, din clasa a întâia sau la grădiniță, să pornești pe drumul ăsta în care să renunți la copilărie, este iarăși un copil. Exact. Deci cu sumată pentru toți. Eu propun pentru fiecare 1.500 de lei. 6.000 de lei. Deci cred că nu e o cifră atât de... 6.000 la toți, când erau bani. Da. 6.000 total, da. 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 Rămâni suma asta? Da. Da. Păi da. Pentru fiecare. Eu o abținere. Andrei o abținere. Specifică domnul secretar. Nu mai votez ceea ce nu se pune în practică. Nu vreau să aduc. S-a mai făcut premii și nu știu dacă s-a ajuns. S-a mai fost anul trecut, dar s-a dat premiul de anul trecut la școală. S-a dat. Deci asta e motivul. Deci lumea a mai votat și vreau să știm dacă primești într-adevăr bani. Primești rezultatul final. Puteți întreba să votezi dacă și-o lua banii. Bine, poate să justifici. Nu de votez. Nu. Poate să justifici. Copiii primiesc de la școală. La terminarea claselor. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnule primar și stimați colegi, legat de casa praznicală de la biserica de la Cornățel, preotul vrea să ducă la finalizare lucrarea de acolo și ar avea o rugăminte dacă s-ar putea printr-o rectificare bugetară să le putem acorda un sprijin financiar. Oameni de mână, de lucru au, dar le-ar mai trebui să termine cu gresie, cu terminat zugrăvitul și afară și exterior și interior. Și ar mai trebui niște bani, dacă s-ar putea, nu acum, dar nu știu, dacă ar fi ceva. Da. Și dacă s-ar putea, da. Rectificări bugetare vom face după 1 iulie. Deci până la data de 1 iulie e exclus orice rectificare bugetare conform legii. Vom stabili în raport cu posibilitățile reale ce vom face și cât vom da. Eu am avut o discuție și cu biserica, preotul de acolo, și încercăm să găsim niște soluții. Deci nu promit acum o cifră exclus, până când nu vedem exact cum se prezintă situația după data de 1 iulie. Situația de suprezintire. Nu, după un cald. Capacitatea noastră, nu. Bine, capacitatea noastră de a susține, la asta mă refer. Bine. În urma unui cald. Bine, voi vrem 100.000 de lei. Suma dată cu domnul primar. Domnul președinte, am și eu.
Eu nu pot să spun nimic decât după data de 1 iulie, când vedem cum se prezintă situația. Poate să fie cifra. Nu mă olați, vă rog. Poate să fie și etapizat, să spunem, dăm o parte. Da, așa, așa. Găsesc posibilități. Vom vedea cum evoluează situația. Da, Andrei. Așa, dacă suntem tot la capitolul ăsta, tot la asta, am fost la de Părintele Puiuș, la biserica din Dealul și acolo a trebuit schimbată tabla. Tot s-a vopsit an de an, e găurită toată, chiar dacă e biserica veche, are peste 500 de ani, ar fi bine ca să ajutăm cu înlocuirea pe tablă de la biserica de la urechiștea aia veche. Cu vreo să da, 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 dacă se poate și e cuplu să puneți. Intenția mea este să intervenim asupra bisericii vechi, dar biserica veche este zluțită. O spun cu toată răspunderea. Bisericii vechi trebuie să-i se facă lucrări raportate la vechimea ei. Biserica veche are nevoie de intervenții foarte serioase, nu doar la acoperiș. Are nevoie de intervenții asupra structurii, are nevoie să înlocuiască tot ce înseamnă plastic în ea, tot ceea ce nu corespunde cu vechimea pe care ea o are. Deci e o chestiune delicată. Ca să o aducem la niște parametri, eu chiar am și discutat cu cineva, cu o echipă, cei care fac și proiectarea pentru o sală de sport, sunt oameni puțini în țară capabili să o aducă acolo unde trebuie. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți în temă, dar eu am scris asta și în cartea pe care am publicat-o. Da. Catapeteazma din Biserica de la Orichești este, se află în momentul de față, în, în mina de la Târgu Ocna, în mina de Sari. Acea bisericuță din mina de Sari este bisericuța de la Orichești, o catapeteazma de la Orichești. Toate icoanele și tot ce a fost în nou. Păcat este că s-au dat acele obiectiv pentru faptul că ele erau foarte vechi și trebuiau recondiționate și repuse în valoare. Ea deja este coprinsă în clasa B, ca și vechime și ca și importanță. Intenția mea este să o rezolv. Deja am făcut măsurători acolo topora în curtea bisericii. Să găsesc soluții de finanțare nu doar de la bugetul local. Ca să o facem cum trebuie, nu vom avea resurse suficiente. Miliarde. Că nu, trebuie, nu poți să faci cu 102.000. Și trebuie să o aduci la ceea ce reprezintă ea. Deci eu ce pot să spun, caut soluții pentru a reuși să o introducem așa cum trebuie. Circuitul? Da, și într-o circuit turistic așa valoare. Istorică și patrimonială, dar totodată ei trebuie să-i se dea acea aură, acel aspect, acea vechime, cum o merită, pentru că are atâtea sute de ani. Este cea mai veche clădire din Comuna Orechești. Și trebuie respectat. Deci cam asta ar fi. Da. Domnul secretar. Nu are legătură cu ședința de astăzi, însă vreau să vă aduc cunoștință că se apropie termenul de depunerea declarațiilor de avere și de interese, respectiv 15 iunie, conform legii 176/2010. Eu am pregătit exemplarele, o să vin împart la fiecare și am rugămintea. Unii din colegii dumneavoastră deja au depus-o în termen. Deci până la 15 iunie trebuie transmise. Dacă aveți timp săptămâna viitoare să le
să le aduceți completate sau acolo unde aveți neclarități, mă puteți suna, contacta fără niciun fel de problemă ca să le putem să le putem transmite și să respectăm și noi legea. Domnul Mutisecar, domnul Grău deja am de la mea. Și deasupra colegii. În schimb, dacă mai sunt alte probleme legate de la declarația asta de venit, nu știu să se declară venit la consiliere. Mai da, domnule. Mai sunt dezacare? Domnul viceprimar, domnul primar, le facem. Vă mulțumesc. Ședința s-a încheiat în ziua de astăzi. Să fie de bine.